Datorită ninsorilor din această iarnă, ne putem aștepta la un an mai productiv din punct de vedere agricol. Chiar dacă anul trecut a fost secetos, care sunt prognozele experților, aflăm de la Cristina Lupu. Ministerul Mediului și autoritățile administrației publice locale ale raioanelor Leova, Cimișlia și Basarabeasca au semnat un memorandum de colaborare în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și apă tehnică pentru irigare. Delecvența juvenilă ia amploare la Ungheni. Asta arată datele raportului Procuraturii Raionale pentru anul 2012. Care sunt cauzele acestui fenomen, ne spune Mariana Gasnaș. Sportivii care s-au învrednicit de succese deosebite în anul 2012 au fost premiați de conducerea raionului. Joi la Soroca s-a desfășurat Gala Sportului. Specialiștii prognozează un an mai bun pentru culturile de grâu dacă primăvara va fi bogată în precipitații. La fel se așteaptă roade bogate și la culturile de porumb, floarea soarelui, sfecla de zahăr și cartofi. După seșta care am avut anul trecut, starea semănăturilor este excelentă la moment. Deci este, nu am fost, practic, nu am avut nici într-un an în așa stare atât de bună cum o avem anul ăsta, datorită faptului că am avut precipitații suficiente. Deci nu avem, până la moment, nu avem niciun motiv de a ne îngrijora că starea și roada obținută va fi la un nivel scontat. Șeful Direcției Agricultură spune că se încearcă stimularea agricultorilor prin organizarea seminarilor cu ieșiri pe teren și susținerea financiară a agenților economici. Noi, Consiliul Regional, am venit cu o idee de a susține agenții economici care comasează terenuri la moment. În plus, în regulamentul de subvenționare este prevăzut așa punctul în acest an de a susține agenții economici care iar din nou comasează parcele. Deci plata parțială, cheltuielile de notariat vor fi subvenționate. Anul acesta, suma alocată pentru subvenționarea agriculturii este de 460 de milioane de lei, comparativ cu 400 de milioane acordată anul trecut. Ministerul Mediului și autoritățile administrației publice locale ale raioanelor Leova, Cimișlia și Basarabeasca au semnat un memorandum de colaborare în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și apă tehnică pentru irigare. Conform prevederilor memorandumului, părțile vor colabora pentru a realiza un proiect regional de alimentare cu apă și anume construcția peductului Prut Leova, Cimișlia, Basarabeasca. Este foarte important acest proiect, în primul rând pentru cetățenii noștri care în marea lor măsură sunt văduviți de un serviciu de calitate ce ține de aprovizionare cu apă și canalizare. Și desigur că am discutat și posibilitatea de a folosi acest apeduct și ca irigare, care este foarte important mai ales în raioanele de sud a Republicii, acolo unde această irigare industrială nici nu a existat niciodată, acum putem să o folosim. Potrivit Ministerului Mediului, costurile estimate pentru realizarea proiectului sunt de aproximativ 300 milioane lei. Autoritățile susțin că grație construcției acestui apeduct, peste 150 de mii de locuitori vor putea consuma apă potabilă din râul Prut. Proiectul pe care l-am înaintat în 2012 la Agenția de Dezvoltare Sud a avut sorți de izbândă, a fost sprijinit și astăzi îl avem în documentul unic de program a Guvernului și începem implementarea acestui proiect. Adică este o realitate că cele 47 de milioane de lei necesare pentru implementarea acestui proiect, construcția magistralei de apeduct Leova-Iergăra va fi începută anul acesta. Pentru început, Ministerul Mediului împreună cu autoritățile locale vor elabora un studiu de fezabilitate privind aprovizionarea cu apă a raioanelor Leova, Cimișlia, Basarabeasca, precum și în vederea extinderii apeductului magistral Prut-Leova în localitățile rurale ale celor trei raioane. Totodată, autoritățile vor face demersuri pentru atragerea investițiilor străine. Calitatea apei care este folosită de locuitorii acestor trei raioane, nu tot timpul, corespunde
parametrilor de calitate ca apă potabilă și urmărind țelul ca să creăm niște condiții bune pentru dezvoltarea agriculturii, am inițiat, luând ca exemplu proiectul înaintat de raionul Leova în aprovizionarea localităților cu apă potabilă, extinderea lui și construcția apeductului care ar aproviziona și raionul Leova, și raionul Cimișlia, și raionul Basarabeasca cu apă tehnică pentru irigare și apă potabilă. Я уверен в том, что сегодняшние события будут дивиденды последующие годы. Sunt convins că evenimentul de astăzi va aduce beneficii în următorii ani. Evenimentul de azi va fi răspunsul la mai multe întrebări ale locuitorilor raionului nostru. Sunt convins că situația privind atragerea investițiilor în raion se va schimba radical. De asemenea, se va schimba spre bine și situația din agricultură. Кардинально изменится ситуация положения в сельском хозяйстве. Potrivit autorităților, locuitorii raioanelor Leova, Cimișlia și Basarabeasca vor avea apă potabilă din râul Prut în cel mult 5 ani. Pe parcursul anului trecut, pe teritoriul raionului Ungheni s-au comis cu peste 40% mai multe crime înfăptuite de persoane de până la 18 ani. Astfel, în 2012 s-au înregistrat 71 de crime cu participarea a 64 de minori față de 51 de infracțiuni cu participarea a 47 de minori comise în 2011. Procurorii spun că situația este alarmantă. Asemenea, cifre nu s-au înregistrat de mai mulți ani. Din cele 71 de crime care au fost comise în rândul minorilor, în anul 2012, 21 au fost comise de minori ce aveau vârsta de 14-15 ani, iar restul, celelalte crime, au fost comise de minori ce au depășit vârsta de 16 ani. În acest context, cel mai multe crime în rândul minorilor au fost comise de către copii ce au depășit vârsta de 16 ani și au o altă mentalitate spre deosebire de copiii care au vârsta de 14 ani. Un alt aspect caracteristic pentru anul trecut este prezența infracționalității în rândul fetelor. Cei ce nu s-au înregistrat în anii precedenți au fost acțiunile agresive și violente în rândul fetelor. Au fost înregistrate cazuri de bătăi în școli în rândul fetelor, acțiuni care au fost încadrate prin prisma prevederii articolului 287, huliganism. Anul acesta, pe lângă faptul că am avut infracțiuni de huliganism, de asemenea au fost înregistrate și infracțiuni de furt. Potrivit procurorilor, pe parcursul anului 2012 s-a înregistrat un număr mare de infracțiuni în rândul minorilor cu caracter sexual, atât victime minore cât și infractori minori, aceștia având vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Dacă în anul 2010 a fost depistat un singur caz de acțiuni sexuale cu caracter pervers în rândul minorilor, în urma unui sondaj efectuat de către colaboratorii de poliție, anul 2012 a fost caracterizat printr-un număr foarte mare de astfel de cazuri. Chiar au fost situații când însăși părinții au sesizat organele de drept referitor la capitolul menționat. Procurorii spun că la baza acestor infracțiuni stau mai multe cauze, fie de ordin economic, social sau moral. Lipsa de supraveghere din partea părinților față de copii este principala cauza comiterii infracțiunii. Pe lângă aceste circumstanțe, sunt și cauze speciale care țin de ordinul social, de ordinul economic, dar și mediul din care fac parte minorii, cercul de prieteni din care fac parte. Și totodată aș mai menționa că anul 2012 au fost o creștere foarte mare în rândul minorilor care au comis infracțiuni în mod repetat. Noi ne străduim cam să nu mergem cu minorii în arest, să nu mergem să solicităm în instanță detenție, dar procedem la ceea ce ne permite legea de a solicita. Deci amenzi sau pur și simplu chiar în cazurile când sunt unii minori care comit așa cu infracțiuni cu bună cunoștință, lăsați fără supraveghere părinților, dar înțelegând situația, noi revenim aici la niște momente când procurorul are un drept ca să-l absolvească de pedeapsă. Și deci aici aplicăm corect legea pentru a evita tragerea la răspundere penală a minorului. Dacă în 2010 niciun minor nu a fost arestat, în 2011 unul singur. Atunci, în 2012, 7 minori au fost reținuți, iar în privința celorlalți minori a fost aplicată măsura preventivă obligatorie de a nu părăsi localitatea sau țara. La moment, 69 de minori se află la evidența organelor de poliție.
Cei mai buni sportivi ai anului 2012 au fost premiați și felicitați de conducerea raionului Soroca pentru succesele deosebite înregistrate la campionatele naționale cât și internaționale. Prima nominație au fost premiile de încurajare, atât pentru sportivi cât și pentru antrenori. Pentru mine sportul înseamnă viața. Am ales sportul de ce îmi place foarte mult, depun mult efort și mă voi strădui ca pe viitor să ajung scopul dorit. Premiul ăsta pentru mine este ceva important și mult succes înainte, cred eu, ca să am și cariera, cred că să o fac bine. Prin acele pilde frumoase, merite care astăzi au fost demonstrate și menționate, deci este o pildă frumoasă pentru tot tineretul din raion și chiar și din țară. 7 antrenori din raion au fost desemnați cu titlul de cei mai buni antrenori ai anului 2012. Este o muncă cot la cot cu sportivii zi de zi. Performanțele lor bazate pe cunoștințele antrenorului și mulțumesc părinților că ne-au încredințat copiii lor și noi îi aducem la un mod mai înalt de viață. Activitatea pe care am făcut-o pe parcursul la 4-5 ani, astăzi are careva rezultate. Avem discipuli care au devenit campioni țării, campioni Europei, la lupte universale, la combat sambo. Prin ordinul ministrului tineretului și sportului, sportivului sorocean Tudor Moraru, i-a fost conferit titlul de maestru internațional al sportului. Încă din copilărie am îndrăgit sportul și am început, adică ca copii, pe terenuri de joacă, apoi a urmat sala și așa cred că și pe viitor am să practic mai departe sportul și sper că să ating și titlul de maestru emerit al sportului. De premii s-au învrednicit și cea mai bună echipă de fotbal a raionului și echipa de basket. Ultimii însă au urcat în scenă cei mai buni 10 sportivi ai anului, care au primit din mâna președintelui cupele, diplomele și desigur premiile bănești. Conducerea raionului a oferit și premii speciale pentru campionii internaționali. Morară Tudor, locul întâi, campionatul mondial, triatlon, forță. Mulțumesc mult colegilor mei de sport care m-au ajutat și am obținut aceste rezultate. De Doamne, ca în anul 2013, pe parcurs, fie cât mai bun rezultat și numai rele ca în 2012. Cel mai bun, de a arăta noi performanțe, de a arăta celorlalți că sportul este foarte important în viața omului și este un mod de viață sănătos. Președintele raionului spune că domeniul sportului este unul destul de important pentru raionul Soroca și pentru anul acesta, în susținerea sportului, Consiliul Raional va aloca mai mulți bani. Noi avem campioni europeni și avem campioni mondiali. Consiliul Raional permanent a contribuit în susținerea sportivilor noștri și pentru anul 2013 este planificat peste 1.300.000 de lei contribuție la deplasări, la antrenamente, tot pentru a pregăti cei mai buni sportivi din Republica Moldova. Gala sportului la Soroca a devenit deja o tradiție. Ea se desfășoară în fiecare an și este organizată cu susținerea Consiliului Raional Soroca. Datorită ninsorilor din această iarnă, ne putem aștepta la un an mai productiv din punct de vedere agricol, chiar dacă anul trecut a fost secetos. Care sunt prognozele experților, aflăm de la Cristina Lupu. Ministerul Mediului și autoritățile administrației publice locale ale raioanelor Leova, Cimișlia și Basarabeasca au semnat un memorandum de colaborare în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și apă tehnică pentru irigare. Delecvența juvenilă ia amploare la Ungheni. Asta arată datele raportului Procuraturii Raionale pentru anul 2012. Care sunt cauzele acestui fenomen, ne spune Mariana Găsnaș.
Sportivii care s-au învrednicit de succese deosebite în anul 2012 au fost premiați de conducerea raionului. Joi, la Soroca s-a desfășurat Gala Sportului.